Incidența acumulată la nivelul județului Olt se menține în jurul ratei de 7,50 la 1000 de locuitori, aproximativ 300 de cazuri confirmate pe zi și numărul mare de persoane internate cu SARS-CoV-2, ATI-urile ocupate tot timpul și persoane din ce în ce mai tinere care pierd lupta cu virusul îi determină pe tot mai mulți olteni să se vaccineze. În contextul creșterii numărului de persoane care aleg să se vaccineze în fiecare zi în centrele de vaccinare de pe raza județului Olt, prefectul județului Florin Homorean a dispus mărirea capacității de vaccinare prin deschiderea mai multor fluxuri de vaccinare. De câteva zile suntem la nivel județean pe un platou, aș spune, suntem la 7,54, 56, 52, suntem la 7,5. După cum știți, medicii o spun, adică medicii epidemiologi, este o transmitere comunitară, avem cazuri care se confirmă în fiecare zi, suntem la un nivel de 250-300 de cazuri în fiecare zi, din acest motiv incidența este la un nivel constant, nu cred că va crește în perioada următoare și cred că dacă înțelegem cu toții să respectăm măsurile de siguranță sanitară adoptate și impuse de Guvernul României, dacă ne vaccinăm, ne prezentăm să ne vaccinăm, vom reuși să reducem și această rată de infectare la nivel județean. M-am uitat pe statisticile primite de la Direcția de Sănătate Publică în ultima săptămână, inclusiv în weekendul care a trecut. Numărul de persoane care sunt internate în secțiile care tratează bolnavi de infectați cu SARS-CoV-2 la nivel județean este în jur de 300 și ceva de persoane, câteodată sub 300, 310. În schimb, paturile ATI care sunt disponibile la nivel județean au fost ocupate tot timpul. Deci avem persoane care se află într-o formă severă a bolii și sunt internate pe secțiile ATI. Miercuri se va operaționaliza și centrul de vaccinare numărul 3 din municipiul Slatina, cu două fluxuri de vaccinare și un flux la centrul de vaccinare din orașul Scornicești. Am operaționalizat un al șaptelea centru la etajul 1 de la Colegiul Național Agricol. Suntem în măsură să deschidem fluxul noi de vaccinare în funcție de cum doresc cetățenii să vină la vaccinare. Avem și acele echipe mobile care se deplasează în județ pentru vaccinare în mediul rural. Facem eforturi și cu sprijinul autorităților locale și al Direcției de Sănătate Publică să menținem suficient spațiu, ca să zic așa, pentru cetățenii care vor să se vaccineze. Din câte am observat, cred că și la nivel județean ne asistăm la o schimbare a, n-aș spune mentalității, dar o schimbare a modului de abordare a acestei probleme. Oamenii au început să devină mai conștienți de importanța vaccinării ca unică metodă în a ne proteja pe noi și pe cei din jur, în a sta departe de spital sau cel puțin în a sta departe de secțiile ATI, pentru că există destul de multe date statistice care dovedesc faptul că la spital sau în secțiile ATI ajung marea majoritate persoane care nu au fost vaccinate. Centrele de vaccinare sunt deschise zilnic în intervalul orar 8:20. De asemenea, în județul Olt continuă campania de vaccinare prin medicii de familie cu vaccinul Johnson & Johnson, vaccin care se administrează atât în cadrul cabinetelor medicilor de familie ce și-au exprimat dorința de a vaccina, cât și în cadrul centrelor de vaccinare din Slatina, Caracal, Corabia, Balș, Scornicești și Drăgănești Olt. Lista medicilor de familie din județ care administrează vaccinul Johnson poate fi găsită pe site-ul Direcției de Sănătate Publică Olt.